Ori e bun la toate, acoperă orice gol. În condițiile în care mai devreme se metri pe lung cu capul, încearcă și a doua oră Daniel Popa, Al Hassan până... Nu are cui să-i centreze, este întâmpinat de Baba Al Hassan. Rar să vezi o ierarhie a marcatorilor, sau destul de rar, o ierarhie condusă de un mijlocar. A putut să se antreneze pe un teren ca lumea... Și Târnova nu degajează terenul, degajează mingea în terenul advers. Asta scurtă la... Nici măcar de o astfel de arenă. Da, s-a mai liniștit un pic jocul. Vine cu centrarea șutată, cam lungă. Târnova nu are probleme la această fază, funda și se descurcă. Și este repunere din lateral, sau îl întreb dacă e bine. Și că vorbeam mai devreme. Ia cu Marco Rus. Tușă acum în favoarea ardelenilor. Se apropie de careu. Liberă să poată primi. Încă o intervenție a lui Popescu, Ovidiu Popescu și încă o tușă pentru cei de la Universitate. Încă o tușă pentru cei de la Ardeleni din Cluj. Cluj Arena, Târnova nu să trăiască. Cu acest balon înălțat la marginea careului. Și nu îi se cedează balonul lui Târnovanu, fundașul degajează. Târnovanu iese dintre buturi din dispozitiv. Acum în a doua repriză ardelenii atacă spre dreapta unde se află Târnovanu în poartă. Deja ardelenii se apropie periculos și obțin cornerul. Și iată Târnovanu, o intervenție după penaltiul apărat, nu prea a avut ce apăra. De-abia acum una doare. Vedem ce face Darius Solaru, ăsta, Târnovanu, Alexandru. Pasă scurtă în propriu careu. În dreapta jocului se află în poartă Târnovanu. Târnovanu tocmai a prins. Dă cu mâna, lansează în contraatac. Târnovanu accidentat la o ieșire in extremis. E accidentare atacant cu portar. Târnovanu putem spune că s-a sacrificat într-o situație extremă. Iată-l. Roger. Se apropie un nou atac al ardelenilor în alb cu shorturi negre. Totuși s-au repliat roșii albar, putea să tragă de aici, o face destul de puternic, se cere hands la blocaj. Se cere hands și un nou corner se pare pentru ardeleni. Era pe fază Târnovanu, nu avea cum să-i scape această linie. Vine acum cu centrarea prea lungă, iar Târnovanu a compus la încercare, să vedem. Opa, ce greșeală din partea fundașului Târnovanu. Intervenția lui Târnovanu fermă. Târnovanu primește din față, degajează precis de data aceasta. Minge pierdută de FCSB, hai să vedem. Ce încercare urmează pentru Târnovanu oare? Această zonă, Roger, iată centrarea cu stângul, minge este respinsă de Enghezana. Sunt ultimele 10 minute, să vedem dacă va fi ceva mai curajoasă. Iată Târnovanu în postură de ultim apărător, degajează cât de precis. O fază fixă la poarta lui Târnovanu, FCSB. Și un nou corner pentru ardeleni. Nu are ce să intervină Târnovanu și cred că termină cu 0 goluri încasate în acest meci.